Fotbaliștii Gloriei Buzău au profitat de pasa proastă prin care trece ACS Berceni și au reușit să se impună cu un scor neverosimil, 7-1. Gloria a deschis scorul în prima repriză prin Pălimaru și a reușit să își dupleze avantajul grație reușitei lui Burlacu. Unicul gol al oaspeților a fost marcat de Florin Niță cu un minut înaintea fluierului de sfârșit al primei reprize. În partea a doua, confruntării din Crâng, Pălimaru și compania s-au dezlănțuit. Jucătorii lui Vioară au mai marcat de 5 ori. Tripla lui Pălimaru, dubla lui Burlacu și golurile marcate de Tigoianu și Bobe au păstrat cele 3 puncte la Buzău. Tehnicianul Ion Viorel s-a declarat mulțumit de jocul prestat de elevii săi, chiar dacă aceștia au avut în față o echipă formată majoritar din juniori. Într-adevăr, cred că nu mai e nimic de spus. Felicit echipa pentru modul și abordarea acestui joc, dar trebuie să fim realiști și corecți cu noi înșine. Berceni a avut pe foaie 7 tineri, copii, dar asta este problema lor. Asta nu înseamnă că diminuează chiar toate meritele echipei noastre. Că știți cum e, când și gâmbași tineret să poată să nu-ți iasă. Dar una peste alta, eu zic că am făcut un joc bun și să putea, cred că putea să fie 10-12 cel puțin. Ion Viorel a spus că succesul de sâmbătă nu are nicio valoare dacă nu va fi urmat de un rezultat pozitiv în ultima partidă oficială din acest an, cea cu Farul Constanța de sâmbăta viitoare. Ca și noi, să nu creadă cineva că sâmbătă vom avea un meci ușor, că am bătut azi cu 7-1 și o să fie cu Farul un meci ușor. Vedeți ce a făcut Farul. Ia dracu dacă nu câștigăm sâmbătă, să terminăm în primele 5 locuri. Sâmbătă, Gloria Buzău, Farul Constanța se va juca de la ora 11 și reprezintă ultima confruntare oficială din 2014 pe care buzăenii o vor disputa.